Salutare, oameni buni! Eu sunt Ana Moga, bine v-am regăsit la o nouă ediție Cinema, powered by Kiss FM, desigur doar aici, pe Kiss TV. Cariera de actor vine la pachet cu o mulțime de provocări și la fiecare pas, vedetele noastre preferate trebuie să demonstreze noi talente și calități pentru a intra în pielea fiecărui personaj. Indiferent că vorbim de un supererou, un protagonist dintr-o carte faimoasă sau chiar un cântăreț. Iată o parte dintre actorii care au reușit să urce pe scenă și să își demonstreze nu doar skillurile cinematografice, ci să arate întregii lumi că sunt artiști compleți, cu o voce cameleonică și lucruri memorabile. Rami Malek l-a jucat pe solistul trupei Queen, Freddie Mercury, în filmul biografic Bohemian Rhapsody din 2018. We're all legends. Max Cavalera l-a jucat pe Ozzy Osbourne în filmul The Dirt. Pelicula este un film biografic american de comedie-dramă din 2019, regizat de Jeff Tremaine cu un scenariu de Rich Wilkes despre trupa heavy metal Motley Crue. Jack Black îl joacă pe Paul McCartney, unul dintre componenții trupei The Beatles, în filmul Walk Hard: The Dewey Cox Story. Este vorba despre un film american de comedie din 2007, regizat de Jake Kasdan și scris de Kasdan și coproducătorul Judd Apatow. Elvis este un film biografic realizat pentru televiziunea americană din 1979, regizat de John Carpenter, care îl are pe Kurt Russell în rolul lui Elvis Presley, fiind inițial difuzat pe ABC. Acesta marchează ultimul rol în televiziune pentru Russell și prima colaborare între el și Carpenter. Paul Rudd apare și el în comedia americană, al cărei titlu sună în română cam așa: Calcă apăsat, povestea lui Dewey Cox. Actorul îl interpretează pe John Lennon. Rocketman este o dramă muzicală biografică bazată pe viața muzicianului Elton John. Filmul este regizat de Dexter Fletcher și scris de Lee Hall. În rolurile principale joacă Taron Egerton ca John, alături de Jamie Bell, Richard Madden și Bryce Dallas Howard. Actorul britanic William Lee a încercat să egaleze show-urile de chitară ale lui Brian May în filmul Bohemian Rhapsody. Andre 3000 a intrat în rolul lui Jimi Hendrix pentru un film biografic despre viața celebrului chitarist în perioada 1966-1967. Pelicula se intitulează All Is By My Side și a fost scrisă de John Ridley, care a fost și regizor. Și Justin Long a jucat în filmul Walk Hard. Actorul a fost cooptat să intre în pielea altui personaj muzical, George Harrison. I think I might adjourn to another dimension, take some LSD. You can't join. Kristen Stewart nu a stat degeaba și a continuat să apară și în alte filme, precum The Runaways, în care a interpretat-o impecabil pe Joan Jett. We were the first girls to rock. We did it the only way we knew how. On our own. În același film a jucat și Dakota Fanning. Cherry Curry a fost vocalistul principal al trupei Runaways, o trupă de rock din Los Angeles la sfârșitul anilor 70. După Runaways a devenit artistă solo, apoi a făcut o echipă cu sora ei geamănă, Marie Curie, și a lansat un album cu ea. Life,
Van Kilmer a declarat că obosise să-l interpreteze pe Jim Morrison și că nu-și dorea decât să moară în filmul The Doors. Actorul a recunoscut că i-a fost foarte greu să reconstituie viața cântărețului și că a jucat cu plăcere scena morții din cadă în producția biografică din regia lui Oliver Stone. Povestea lui Elvis Presley prinde un nou contur odată cu viitorul film biografic regizat de australianul Baz Luhrmann, intitulat, sugestiv, Elvis. Drama cu Austin Butler în rolul principal, cântăreț, rock and roll și vedetă de film, urmărește viața, legenda și cariera de la adolescență până la faima globală. The greatest show on earth. A venit momentul să povestim și despre ce vedem la cinema în acest weekend. De mic am învățat că începem cu două inimi. Lexi, o fată de 19 ani, săracă, cu o viață plină de greutăți, dar foarte talentată, scrie versuri și muzică într-un caiet. Înainte de o întâlnire importantă care îi poate schimba viața și la care caietul ei ar juca un rol crucial, Lexi pierde caietul. Printr-un concurs de împrejurări, Lexi crede că acesta a ajuns în posesia lui Zen, un superstar arogant, cântăreț de muzică trap. Însă universul are anumite planuri pentru cei doi, care se reîntâlnesc și descoperă că au mai multe lucruri în comun decât credeau și că sunt atrași unul de celălalt. Bani, mașini, statut social, oportunități. Să-și dorească să nu se fi născut. Sau, cel puțin așa am auzit că e. Lexi, nu-mi face asta. Doamne, cât de proastă am fost, cât de proastă și credulă am fost. Șahmat, bitch. Vorbim astăzi în Cinemap și despre Lamborghini, omul din spatele legendei. Filmul prezintă povestea adevărată a transformării complexe a lui Ferruccio Lamborghini, de la începuturile modeste în construcția de tractoare până la rivalitatea cu Enzo Ferrari. Geniul său de neegalat l-a făcut o adevărată legendă în industria automobilistică, dar pasiunile sale au atras greutăți emoționale în viața personală, atât de plină de romantism cât și de suferință. Gata pentru astăzi, dragii mei. Eu sunt Ana Moga, ne reauzim curând pentru o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM, desigur doar aici, pe Kiss TV. You don't care about me. The only thing that matters is a great Lamborghini. What do you want me to do? Why are we here? To make a car. To make the best car. You have a responsibility to tell them what you're doing. He's too uneducated to understand what he doesn't know. You buy a Ferrari when you want to be someone. You buy a Lamborghini when you are someone. Pentru informații din lumea filmului, premiere, programe cinema, știri, celebrități și seriale, intrați pe www.cinemap.ro. Sunt Ana Moga. Ne întâlnim curând la o nouă ediție Cinemap, powered by Kiss FM.